Proiectul Prima Cameră, o șansă pentru viitorul tinerilor, reprezintă oportunitatea de care aveam nevoie pentru a ne îndeplini misiunea în lucru cu tinerii care provin din sistemul de protecție socială. Tinerii cu care lucrăm vin fie din centre de plasament, fie au fost crescuți de asistenți maternali. În experiența noastră de peste 30 de ani, am observat faptul că atunci când împlinesc 18 ani, aceștia nu numai că nu știu încotro să meargă, dar nu au deprinse acele abilități de viață independentă care să le permită să se descurce în viața de dincolo de porți, așa cum o numesc ei. Prin acest proiect, tinerii au acces la ateliere de formare și calificare profesională și primesc o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii, dar și în Uniunea Europeană. O componentă importantă în programul lor o reprezintă serviciile și formările de care beneficiază prin ceea ce noi numim Școala pentru Viață. Vorbim aici despre consiliere vocațională, educație financiară, consiliere psihologică. În plus, oferim servicii de cazare în centrul de tranzit din campusul nostru sau în garsonierele și apartamentele sociale din oraș. Astfel, tinerii care au nevoie de susținere specială după terminarea cursurilor de formare și calificare sunt încurajați să se obișnuiască cu viața independentă. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020.